Centrul de pregătire a selecționatelor Moldovei a găzduit etapa finală a turneului Liga Veteranilor 2023. Evenimentul a adunat 4 echipe de veterani, campioanele regiunii Nord, Est, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Etapa finală a Ligii Veteranilor s-a jucat la 0 grade. Cele mai bune 4 echipe din toată țara au luptat cu dăruință și pasiune pentru marele trofeu. Bravo, Lea! Bravo! Foarte bine că vedem aici în teren foști internaționale, cum ar fi Nicolae Josan, Victor Golovatenko, Gheorghe Boghiu. Eu cred că ei au ce spun unul la altul și în teren și în afara terenului. Au mai multe ce să amintească din fosta lor carieră. Echipa Arsenal Chișinău a fost desemnată câștigătoarea turneului după ce a învins în finală selecționata RFEA Neninoi cu 3-2. La limite, pentru noi este foarte onorabil, important este că suntem pentru premianți și asta pentru noi este o performanță. Turneul a fost încheiat cu o festivitate simbolică unde veteranii fotbalului au fost premiați. Cupele și diplomele au fost înmânate de legenda fotbalului moldovenesc Anatol Teslev. Команда как бы от игры к игре сплотилась, собралась и как бы очень хорошо закончили турнир. Au fost desemnați și cei mai buni fotbaliști ai ligii. Cel mai bun portar a devenit Vitalie Dântu, cel mai bun fundaș Dumitru Badac. Cel mai bun atacant a fost numit Oleg Gâncu, iar cel mai bun jucător Nicolae Josan. Cred că meritul pentru munca care am făcut-o până acum și mulțumim băieților echipei, din echipă, că dacă mi-au dat premiul ăsta de cel mai bun jucător, înseamnă că e și ajutorul lor. Singur pe terenul de fotbal nu faci ceea ce poți face cu echipa întreagă.